Mănăstirea Sfânta Ana este așezată pe defileul Dunării, unul dintre cele mai frumoase locuri naturale din țara noastră. Așezământul Monahal este o mănăstire de maici cu viață de obște, aflată în Orșova, județul Mehedinți, și care are drept ram praznicul Sfintei Ana, prăznuită la data de 25 iulie. Defileul Dunării este bogat în semne ale creștinătății, troițe, biserici, mănăstiri, dintre care amintim Vodița, Mraconia și Sfânta Ana. Mănăstirea Sfânta Ana este așezată pe coama dealului Moșului, care domină orașul Orșova. Această mănăstire are un istoric aparte, fiind titorită de către cunoscutul ziarist interbelic Pamfil Șeicaru, care a luptat în zona Orșovei în calitate de tânăr sublocotenent al regimentului 17 Infanterie în primul război mondial. Ceea ce l-a făcut pe acesta să ridice o mănăstire este o întâmplare petrecută în anii războiului, întâmplare care l-a marcat profund. În toamna anului 1916, chiar pe dealul Moșului, ziaristul a fost acoperit cu pământ alături de camaradul său de arme, Petre Găvănescu, de explozia unui obuz la foarte mică distanță de aceștia. Amândoi au scăpat cu viață, iar și Icaru a făgăduit să ridice în acest loc, atunci când va avea posibilități materiale, o mănăstire în semn de mulțumire lui Dumnezeu, dar și în memoria tuturor eroilor care au căzut pentru o Românie mare, după cum nota el însuși în actul de donație a mănăstirii către Mitropolia Olteniei, document notificat la München la data de 24 martie 1975.